În ultimele două studii, am văzut care a fost scopul lui Dumnezeu pentru om atunci când l-a creat. Și, de asemenea, cum l-a făcut diferit de animale, și cum îi poartă de grijă de toate nevoile lui. Dacă înțelegem aceste concepte de bază ne vom deschide toată ființa noastră pentru a lăsa pe Dumnezeu să-și facă voia Lui cu noi întotdeauna și în orice domeniu al vieții. Pentru că nu înțelegem, acceptăm sau credem aceste învățături clare Chiar de la începutul scripturii, nu le vedem, diavolul ne orbește să nu le vedem. Și de aceea viața creștină este așa de nesatisfăcătoare. Dacă îi întrebi pe majoritatea creștinilor născuți din nou și dacă îți vor da un răspuns sincer, vor recunoaște că nu sunt mulțumiți cu viața lor de credință. Totuși, Dumnezeu intenționează ca viața noastră să fie satisfăcătoare. Dar nu va fi niciodată una satisfăcătoare până nu vom înțelege că supunerea totală înaintea lui Dumnezeu este cel mai bun lucru pentru noi. Acum aș vrea să ne uităm la originea păcatului în rasa umană, așa cum citim în capitolul 3 al Genezei. În primele câteva capitole de la începutul Genezei, primim câteva concepte de bază cu privire la relația omului cu Dumnezeu, care ne vor ajuta să știm cum ar trebui să fie și viața noastră. În Geneza 3, de exemplu, vedem numeroase lucruri în legătură cu ispitirea. Dacă medităm la acestea, cred că vom descoperi câteva din tacticele lui Satan, astfel încât să nu fim înșelați și noi în același fel. Aici citim că primul lucru pe care l-a făcut diavolul a fost să vină la Eva și să o facă să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. Și la fel face diavolul și astăzi. Este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu? Chiar a spus Dumnezeu asta? Chiar este nevoie să faci ceea ce spune Dumnezeu? Este periculos să nu-l asculți pe Dumnezeu? Și diavolul încearcă prin aceasta să ne ia acea temelie pe care o avem în Cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel ajungem ca omul care și-a construit casa pe nisip și apoi s-a prăbușit. Și aceasta a făcut cu Eva. A venit la ea și i-a spus, a spus Dumnezeu cu adevărat? De-a lungul secolelor, diavolul întotdeauna a pus la îndoială cuvântului Dumnezeu. Biblia spune, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Isus Hristos. Și dacă diavolul reușește să îndepărteze Cuvântul lui Dumnezeu din viața ta, nu vei mai avea nicio bază pentru credința ta. Și opusul credinței este frica. De aceea găsești lumea plină de oameni care au frică. Viața lor este clădită pe nisip și apoi se nărui. Și aici mai observăm un lucru. Și anume, Satan încearcă să-i spună Evei că nu e așa grav dacă nu-L asculți pe Dumnezeu. Știți cum spune lumea, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și El nu te va lăsa să suferi și să fii zgonit numai pentru că nu L-ai ascultat odată într-un anumit domeniu. O, oh, nu! El va ignora aceasta. El este un Dumnezeu al dragostei. Și chiar dacă a spus că vei muri dacă nu-L asculți, și vei lua din acest copac, stai liniștit, nu muri, nu te îngrijora. Păcatul a venit când femeia a decis mai degrabă să creadă ceea ce a spus diavolul și nu ceea ce a spus Dumnezeu. Aceasta este originea păcatului. Când noi începem să credem mai degrabă ceea ce diavolul spune decât ceea ce spune Dumnezeu. Ce fel de lucruri spune diavolul? El spune că păcatul nu este grav că nu vei fi pedepsit dacă greșești și că nu există asemenea lucruri ca iadul sau moartea veșnică. Acestea sunt lucruri cu care diavolul hrănește umanitatea. Minciuni. Cu siguranță nu veți muri, a spus el în Geneza 3 cu 4. Să aplicăm aceasta la viața de credință de astăzi. Ce s-ar întâmpla unui credincios care trăiește condus de firea lui pământească? Vorbesc de un credincios născut din nou, care nu este atent la viața de credință, ci continuă să trăiască permanent condus de firea pământească. În Romani, capitolul 8, citim următoarele cuvinte, scrise de altfel credincioșilor născuți din nou, clar, pentru că este scris în Romani 8, cu 12, fraților, deci nu vorbește necreștinilor acolo. Pavel spune, dragi frați, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Deci, ce spune el credincioșilor născuți din nou? Dacă voi, credincioșilor, trăiți conform firii pământești, dorințele, pasiunile din natura păcătoasă a trupului nostru, va trebui să muriți. Exact cum i-a spus Dumnezeu lui Adam, cu siguranță vei muri. Ce i-a spus diavolul Evei? cu siguranță nu vei muri. Ce se predică credincioșilor de astăzi de către majoritatea predicatorilor? Dacă ești născut din nou, dacă l-ai acceptat odată pe Hristos și dacă se întâmplă să trăiești după îndemnurile firii pământești, nu vei muri. Veșnicia ți-a asigurată nu este același limbaj ca al diavolului? Compară aceste două versete. Dumnezeu a spus lui Adam, dacă vei mânca din acest copac al cunoștinței binelui și răului, cu siguranță vei muri. Dumnezeu ne spune astăzi în Romani 8,13, fraților, dacă trăiți după firea pământească, cu siguranță veți muri. Diavolul a luat acel cuvânt al lui Dumnezeu și a spus, nu vei muri. Dar și astăzi diavolul ia acest cuvânt al lui Dumnezeu și spune, dacă trăiești după firea pământească, nu vei muri, pentru că odată l-ai acceptat pe Hristos. Cum să mori? Este imposibil. Știți câte milioane și milioane de creștini sunt prostiți de diavolul, făcându-i să creadă că odată ce l-au acceptat pe Hristos, este imposibil să moară? Biblia spune în Luca, capitolul 3, ultimul verset, Adam, fiul lui Dumnezeu. Adam a fost fiul lui Dumnezeu. Aceasta spune în ultimul verset din capitolul 3. Dar a murit. Și în final a fost pierdut datorită neascultării. Dar cum este astăzi când un fiu al lui Dumnezeu se hotărăște să trăiască conform firii pământești? Cuvintele lui Dumnezeu din Romani 8 cu 13 se vor împlini. Vei muri cu adevărat. Dar diavolul pune la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul lui principal este să înșele pe om, făcându-l să trăiască în păcat, astfel încât la final să-și petreacă veșnicia cu diavolul în iad. Acesta este țelul lui. Odată Pavel a spus într-una din epistolele lui, 2 Corinteni 2, Nu suntem în neștiință de planurile lui Satan. De tot felul de tactici și planuri. Și nu trebuie să rămânem indiferenți față de ele. Și nu suntem indiferenți față de ele, dacă citim Scriptura. Pentru că toate tacticile lui sunt la fel ca cele care le-a folosit și înainte. Și aici avem un exemplu să te facă să pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și să nu-l crezi, să-l anulezi și să spui, nu se va întâmpla așa. Așadar, acesta este primul lucru pe care îl putem învăța din Geneza, capitolul 3. Să-l luăm ca avertizare. Dacă vrei să biruiești, dacă vrei să trăiești așa cum vrea Dumnezeu să trăiești, ar fi bine să iei cuvântul lui Dumnezeu exact cum a fost scris. Al doilea lucru care aș vrea să-l observați aici. Atunci când diavolul a dialogat cu Eva, i-a spus ceva ce a însemnat că Dumnezeu nu te iubește cu adevărat așa cum crezi tu că o face. El nu dorește pentru tine tot ce e mai bun. El vrea să ascundă ceva de tine. Uitați ce scrie în Geneza, capitolul 3, versetul 5. Următoarea propoziție. Dumnezeu știe că în ziua când vei mânca, ochii ți se vor deschide și vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și, desigur, El nu vrea să fi ca El. Ce minciună! Este uimitor cum diavolul a reușit să o facă pe Eva să creadă aceasta. Și este uimitor. Să vezi cum diavolul reușește și astăzi să facă pe mulți să creadă o minciună. Ca și cum Dumnezeu ar ascunde ceva de tine, ceva ce e bun pentru tine. Cum se poate așa ceva? A creat Dumnezeu pe om ca să-l lipsească de ceva? Atunci n-ar fi trebuit să-l creeze deloc. Tot scopul lui Dumnezeu de a-l crea pe om a fost să-l binecuvinteze să împartă cu el tot ce are pentru a-l face parte naturii sale și să devină un stăpân peste toată creația sa. Dar diavolul zugrăvește o altă imagine a lui Dumnezeu în mințile noastre. El este un stăpân rău, nu ne iubește, vrea să ascundă ceva de om. Mai bine ți-ai purta singur de grijă, deoarece Dumnezeu nu-ți va purta de grijă. Ce minciună! căci El l-a creat pe om cu scopul de a-L binecuvânta și de a-I purta de grijă, dar diavolul l-a convins că nu este adevărat. Și vedem aceasta și astăzi. Diavolul convinge creștinii că Dumnezeu nu are grijă cu adevărat de ei. De aceea nu le-a ascultat cererile. Apoi spune, de ce a îngăduit Dumnezeu ca să-ți moară copilul? De ce îngăduie ca acea boală să continui? Aceasta dovedește că Dumnezeu nu te iubește. Și mulți dintre creștini cred aceasta. Și când cred aceasta, știu unde ajung? La depresie, descurajare, mânie față de Dumnezeu. De asemenea, aceasta duce la boli în trup și multe, multe alte probleme. Dacă diavolul a reușit să te facă să crezi această minciună, că Dumnezeu nu te iubește, că nu-i pasă de tine, că nu-ți poartă de grijă de nevoile tale, atunci el a reușit să te facă să faci primul pas spre păcat. Primul pas spre o viață înfrântă este să crezi că Dumnezeu nu te iubește. Noul Testament vorbește mult despre credință. Credința este să cred că Dumnezeu mă iubește. Aceasta este chiar mai important decât să nu cazi. Când Petru urma să se lepede de Isus de trei ori, Domnul l-a avertizat, Te vei lepăda de mine de trei ori, Petru. Dar nu mă rog ca să nu te lepezi de mine. Aceasta te va ajuta să-ți frângă mândria. Ci mă rog ca după ce te vei lepăda de mine și mă vei părăsi și diavolul se va ține de tine și vei ajunge jos de tot, vreau să-ți amintești acolo Că Dumnezeu încă te iubește. De aceea mă rog pentru tine, pentru ca să nu-ți pierzi credința. Domnul i-a spus, mă rog pentru tine ca credința ta să nu se piardă. Aceasta însemnând că dacă ajungi la capătul puterilor tale, vreau să crezi chiar acolo că Dumnezeu încă te iubește. Dumnezeu încă te iubește. Aceasta este credința. Să cred că chiar dacă am făcut o mizerie din viața mea, chiar dacă am făcut ceva rău, Dumnezeu încă mă iubește. Dar cu cât mai mult mă iubește atunci când încerc să-i fiu pe plac. Când am fost păcătoși, ne-a iubit. Când am fost vrăjmașii lui, ne-a iubit. Cu cât mai mult acum când suntem copiii lui. Deci, unul din lucrurile care le învățăm chiar de la începutul creierii omului, și căderii omului este că ținta diavolului este să ne facă să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. Dacă diavolul reușește în aceste două domenii din viața ta, vreau să spun chiar acum că ești condamnat sau osândit. Deoarece cu siguranță vei cădea. El nu ne conduce să cădem imediat. El ne îndepărtează mai întâi temelia și apoi noi cădem singuri. Suntem descurajați? și spui, dacă Dumnezeu nu mă iubește, nu mi-ascultă rugăciunea, ce speranță mai există pentru mine? Astfel devenim descurajați, apoi diavolul ne conduce mai mult în păcat. Un alt lucru pe care doresc să-l remarcați este următorul. Femeia s-a încrezut în simțurile ei. A văzut cu ochii ei că pomul era bun de mâncat. Deci un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm din acest pasaj este că nu putem să ne încredem în simțurile noastre. Dacă te încrezi în simțurile tale, vei fi înșelat, te vei rătăci. Nu poți să te încrezi în simțuri. De exemplu, dacă te încrezi în simțurile tale, vei crede că soarele se învârte în jurul pământului. Deoarece în fiecare zi vedem cum soarele răsare, se mișcă pe cer, și a pune în vest. Și dacă te încrezi în simțuri, vei spune: Hei, soarele se mișcă. Dar nu se mișcă. Este o aparență. Pământul se învârte în jurul propriei axe și îți dă impresia că acest soare, cei fix, se mișcă. Dumnezeu l-a pus acolo să ne învețăm în fiecare zi să nu ne încredem în simțuri, să nu ne încredem în ceea ce vedem. Noi știm de la geografie că pământul se învârte în jurul axei sale și aceasta cu o viteză de peste 1000 de km pe oră. Dar când noi ne uităm în jos la pământ, nu simțim deloc că se mișcă. Pământul arată foarte stabil și fix, și totuși pământul de sub picioarele tale se învârte cu 1600 de km pe oră. Așa de rapid se învârte pământul și totuși tu nu simți. Nu te încrede în simțuri. Acesta este mesajul care rezultă de aici. Dacă te iei după simțurile tale, vei fi înșelat. Femeia a văzut și s-a luat după simțuri. Acest fruct pare să fie bun pentru mine. Nu este bun pentru tine. Uitați-vă la oamenii de astăzi care iau alcool și țigări și droguri. Ei se uită la ele și spun, pare a fi bune pentru mine, voi lua din ele, dar îți vor distruge corpul. Așadar, acesta este un alt lucru pe care îl vedem aici. Când omul a căzut în felul acesta, la ce s-a așteptat Dumnezeu de la Adam și Eva? Doar să-l creadă. Crede că te iubesc chiar dacă nu știi motivul pentru care ți-am interzis să mănânci din acest pom. Este foarte interesant să vedem că Dumnezeu nu le-a dat lui Adam și Evei niciun motiv. Dacă asculți după ce primești o explicație de ce ar trebui să asculți, aceasta nu este ascultarea credinței, cea mai înaltă formă a ascultării este ascultarea credinței. Aceasta este creșterea maximă spirituală. Dacă îl asculți pe Dumnezeu pentru că cunoști motivul, e bine că îl asculți pe Dumnezeu, dar nu este cea mai bună formă a ascultării. În Romani, capitolul 1 și capitolul 16, citim această expresie, ascultarea credinței. Și ce este aceasta? Care este opusul ascultării credinței? Este ascultarea după cunoașterea motivului. Aceasta înseamnă că eu știu de ce trebuie să fac un lucru și de aceea îl fac. Cum este dacă nu cunoști motivul? Acesta este un nivel mai înalt al ascultării. Când Dumnezeu a dat porunca lui Adam spunând să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, el nu le-a spus și motivul. Putea Dumnezeu foarte simplu să le dea 25 de motive de ce nu ar trebui să mănânce. El a spus doar, nu mânca din ele, îți spun să nu mănânci. Dacă mănânci din el, vei muri. Dar nu le-a dat niciodată un motiv. Astăzi, deoarece Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, noi știm motivul. Vedeți, este o diferență esențială între acești doi pomi. Pe de o parte, pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții de altă parte. Diferența esențială este că, în unul, Adam alegea viața centrată pe sine. Asta înseamnă că, dacă vreau să știu ce este binele și răul, nu trebuie să merg la Dumnezeu. Știu eu însumi. Pot să-mi consult propria rațiune și eu decid ce este bun și rău. Aceasta este calea morții. Celălalt pom era pomul vieții, simbolizându-l pe Dumnezeu însuși în puterea Duhului Sfânt. Și dacă eu aleg să trăiesc după acel pom, adică dacă spun, Doamne, vreau să trăiesc în dependență de tine de fiecare dată când vreau să știu ce este bine și ce este rău, nu mă voi baza pe rațiunea mea. Voi veni la tine și voi spune, Doamne, este bine pentru mine să fac lucrul acesta? Este o viață în dependență constantă de înțelepciunea lui Dumnezeu. În fiecare zi. Și faptul că am dobândit mulți ani de experiență, nu contează. Gândiți-vă la o creangă din copac. Poate că are 50 de ani de experiență, rodind, dar tot are nevoie să rămână prinsă de copac pentru a aduce fructe mai departe. Așadar, este o dependență continuă cum o crenguță nouă trebuie să rămână în copac pentru a produce fructe, la fel și o altă creangă ce a produs fructe 25 de ani. Nu-i nicio diferență. Sau 50 de ani. Isus a spus, despărțiți de mine, nu puteți aduce roadă. Nu puteți face absolut nimic. Așadar, pomul vieții simbolizează o viață în dependență de Dumnezeu. Aceasta înseamnă să trești prin credință. Doamne, spunem, este bine acest lucru sau rău? Și astfel, clipă de clipă, descoperirea lui Dumnezeu mă păzește de ceea ce este rău. Așa a trăit și Isus. Și așa dorește Dumnezeu ca tu și cu mine să trăim. Dar, cum am spus mai devreme, pe de o parte este pomul cunoștinței binelui și răului, unde nu am nevoie să-L consult deloc pe Dumnezeu. Și așa trăiesc toți oamenii din lume. Credeți că toți oamenii din lume trăiesc o viață rea? Nu. Mulți oameni fac o mulțime de lucruri bune, dar ei nu trăiesc în dependență de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat doar ca să facem lucruri bune, ci ne-a creat ca să fim dependenți de El. El a spus, du-te și trăiește lângă pomul vieții, nu lângă pomul cunoștinței binelui și răului, prin care depinzi de tine însuți. Deoarece acolo este o cale care pare bună omului, spune în Proverbe 14 și 16 dar la urmă duce la moarte. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6 spune, Încrede-te în Dumnezeu din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea sau înțelegerea ta. În toate căile tale încredete în El și îți va netezi cărările. Deci vedem aici, în acest verset, că inamicul credinței este rațiunea noastră. Dacă depind de rațiunea mea, mă voi rătăci. Deci, încrede în Domnul și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Dacă te bazezi pe înțelepciunea ta, asta înseamnă că ei din pomul cunoștinței binelui și răului. Rațiunea mea îmi spune ce este bun și fac. Rațiunea îmi spune ce este rău și nu fac. Nu am nevoie să mă rog, nu am nevoie să-L consult pe Dumnezeu pentru nimic. Și când trăiești o viață de credință, fără să cauți voia lui Dumnezeu, cu privire la ce e bun pentru tine și alegi singur ce este bine pentru tine, trăiești după principiul binelui și răului, ceea ce a ales și Adam. Și apoi acest lucru ne-a infectat pe toți. Așadar, am încercat să dezvolt acest pasaj ca să vă arăt cum a ajuns păcatul în rasa umană. Deci așa a venit, trăind potrivit cu înțelepciunea sau rațiunea noastră noi înșine am decis ce e bun pentru noi. Deci, care este ascultarea credinței? Diavolul i-a spus Evei, motivul pentru care Dumnezeu nu-ți permite să iei din pom este pentru că El știe că veți fi ca El și El nu vrea să fiți ca El. Să presupunem că Eva ar fi răspuns, Ei bine, nu știu toate motivele, dar știu un lucru. Dumnezeu mă iubește. Și pentru că mă iubește, ar fi imposibil să îndepărteze de mine ceva ce ar fi bun pentru mine. Să presupunem că ar fi zis așa, N-am putut înțelege, potrivit cu rațiunea mea. Da, este un pom bun, pare că ar fi trebuit Dumnezeu să mi-l dea, dar n-a făcut-o. Dar știu că Dumnezeu mă iubește. Și chiar dacă nu înțeleg de ce este interzis, eu îl voi asculta pe El. Ce istorie diferită ar fi fost? Dar ce diferență ar putea fi în viața ta dacă atunci când te confrunți cu o situație pe care nu o înțelegi, spui, nu pot înțelege acest lucru, n-am nicio explicație, dar știu că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și înțelepciunea Lui este mai mare decât a mea și voi face ce spune El. Aceasta ți-ar schimba întreaga viața ta. Așadar, să învățăm din acest pasaj să trăim în dependență de Dumnezeu pentru a ști ceea ce este bun sau ce este rău pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!